Iubită biserică, citesc din Marcu capitolul 10, de la versetul 46 la 52, un pasaj intitulat Orbul Bartimeu, un pasaj ales pentru momentul acesta de evangelizare. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetător orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și au zis: îndrăsnește, scoală-te, că și te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis: ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici, va fi și mai departe, aș vrea Dumnezeu să fie lăudat în veci. Amin. Iubiții mei, dați-mi voie să apreciez prezența fiecăruia dintre dumneavoastră care v-ați făcut timp într-o joi seara să veniți aici la spital. Și poate vor spune cei prezenți de la spital aici în biserică: domnul pastor, e biserică, nu-i spital. Vreau să vă spun că la fel cum trupul nostru are rănile lui și are bolile lui, sufletele noastre au bolile lor. Și e nevoie de cineva mai presus de orice medic, și anume de Iisus, care să vindece rănile noastre sufletești. De fapt, multe din bolile pe care le facem în trup au mare legătură cu psihicul nostru, cu interiorul nostru. Îmi spunea cineva: după 12 ani de tribunal am făcut diabet, dar nu de la cremeș, nici de la tiramisu, ci de la stres, de la avocat, de la notar, de la topograf, de la bani încolo, bani într-o parte. Iubiții mei, am acest gând astăzi pentru voi. Haideți să ne dorim ca Dumnezeu să se atingă de noi. Amin. Cei care lucrați în domeniul acesta medical știți mai bine ca și mine că nu poți să vindeci un pacient dacă nu recunoaște că e bolnav. Sau dacă merg la spital și spui: soacra e bolnavă, atunci o să zică medicul: păi lasă pe soacră să vină, nu veni tu. De multe ori pățim exact lucrul acesta, oamenii spun: o predică frumoasă, cântări frumoase, dar n-a fost zice cumnatul meu, zice, care trebuie să-mi dea 5.000 de euro. Dacă era el în seara asta, cred că primeam și banii și cred că era și el mântuit. Iubiții mei, predica din seara asta e pentru cei prezenți aici. Cântările care au fost pentru noi și vrem să le luăm pe toate cu bucurie și când vom ieși de aici, să fim mai bucuros ca românii care câștigă la 7 din 49 sau mai știu la ce câștigă ei. Oricum 90% din cei care câștigă la loto ajung mai rău ca înainte. Să știți. Că succesul care vine dintr-o dată și norocul și asta te doboară mai rău cum ai fost înainte. Dar vreau să vă spun că cine câștigă cerul în seara asta ajunge mai bine decât a fost înainte. Doamne, împarte-ne o felie de cer la fiecare. Amin. O să vă cer în această seară un lucru foarte greu. Românul în sine e foarte orgolios. Nu știu dacă ați avut de-a face cu român orgolios sau cu... nu. Dar românul în sine e foarte orgolios. Atunci când învață de la cineva, atunci când mănâncă de undeva, atunci când oriunde românul le știe pe toate, el ar fi făcut altcumva dacă era el acolo. O să vă cer astăzi să lăsăm orgoliul la o parte și să învățăm de la un om orb. De la un om pe nume Bartimeu. Nu a avut diplome, nu a avut școală, nu a parcat nimica în fața bisericii, nu a fost cu pașaport, nici cu buletin, nu a avut haine de la Shein sau de la Temu, nu a fost un om mare în societate. Însă omul acesta a reușit nu doar să-l oprească pe Iisus când Iisus a ajuns la Ierihon. Acum, dacă ar trece pe aici domnul Iohannis, nu? Și să urle după el, vă garantez că nu s-ar opri, că are destul de păcat. Merge spre NATO și are treabă. Știți?
Dar să reușești să oprești pe cineva mai mare ca domnul Iohannis și să nu fii îmbrăcat cu cel mai tare costum. Și să nu ai o relație acolo specială, și să nu ai o funcție politică. De ce Iisus se oprește la omul acesta? De ce din toată mulțimea aceea prezentă se uită la un nimeni, cum spunem noi, un nobody, și îi spune: credința ta te-a mântuit? Și miile de oameni de acolo merg mai departe spre ea. Și singurul mântuit în ziua aceea este Bartimeu. Ce l-a marcat pe Iisus la omul acesta? Sau hai să o punem altcumva. Ce-a făcut Bartimeu așa special? Nu doar că l-a oprit pe Iisus din mers. O auzit chemarea lui și o primi vindecarea și o primi și mântuirea. Ce ți-ai dorit mai mult de la viața asta? Iubiții mei, să știți că oamenii care nu văd au bine simțul auzului dezvoltat. Pentru că ei se folosesc de acest simț ca să se ferească de orice pericole și în același timp ca să-și rezolve problemele pe care fiecare om până la urmă le are. Și spune Biblia despre Bartimeu în Marcu 10:46-47, el a auzit. Acum și noi auzim multe. Auzim când e ofertă la Kaufland, nu știu unde am citit, că la Buzău sau la Brașov, cred că la Buzău, la 6 dimineața s-au aliniat undeva la un magazin care s-au deschis românii, că era tigaie la ofertă. În loc de 40 de lei, dată la 25. Dacă îi chemai la 6 dimineața să vină la biserică, te blestămau în față. Te și înjurau bine. Dar dacă a fost vorba de o tigaie, zice, cum să nu mă duc, zice. Chiar dacă n-am ce pune în ea, dacă am acolo 10 tigaie strânse, nu strică, zice. Mai se însoară nepotul, mai vărul, mai știu eu ce. Și oamenii când zice ceva la ofertă, imediat aud. N-ați observat? Mă, nu străbă revista de la Lidl, ți-o bagă în poștă cu forță. Și dacă prinzi ceva pe acolo, auzi că e ceva, mergi și tu. Auzim repede. Așa e că auzesc când vă bârfește cineva. Imediat auzăm. Când cineva e nemulțumit de noi, auzim repede. Auzim aia care sunteți microbiști. Imediat auzesc când joacă România. Cei care sunteți cu politică, imediat, candidatură, cine face, ce face. Iubiții mei, aș vrea astăzi să nu mai auzim nimic decât un singur lucru. Să auzim că prin Petroșani trece Iisus Hristos. El a auzit că trece Iisus din Nazaret. Și omul ăsta face 5 lucruri pe care o să vi le spun cu ajutorul Domnului în următoarele 45 de minute. 5 lucruri. Simple, poate prea simple. Știți, noi de multe ori români așteptăm lucruri complicate. La un român, dacă îi cer ceva complicat, e în stare să meargă până la muntele Atos dacă trebuie. Dacă îi spui să viteze pe cineva la spital, la reanimare din Petroșani, n-am timp, zice. Dacă îi cer ceva să dea 2000 de euro la cineva, să facă ceva complicat, imediat face. Îi spui să se roage, eu cu rugă, dar n-am timp de rugăciune, zice. Asta e prea simplu, zice. Ceva mai complicat nu aveți. Iubiții mei, hai să vă arăt cu ajutorul Domnului 5 lucruri simple pe care Bartimeu le face. 1. Ce să faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Să strigi după milă. Să strigi după milă. Versetul 47, el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. Acum am observat la noi la bisericile pentecostale unii oameni care vin pentru prima dată și poate unii sunteți astăzi pentru prima dată pe aici, să sperii un pic. Zice, mă, a fost fain la cântare, a fost fain la predică, dar nu știu ce strigat așa la rugăciune, zice. Mai zic, ce strigat așa la rugăciune. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că Biblia spune despre două feluri de rugăciuni, cel puțin. Ana se ruga cu sufletul amărât, plângea, se ruga în șoaptă, mama lui Samuel a fost Ana. Iar despre Iisus Hristos spune Biblia în Evrei 5:7, aducea rugăciuni și cereri cu strigăte mare. Auziți, Iisus Hristos când s-a rugat în unele rugăciuni striga. Noi de multe ori strigăm pe vecini. Noi strigăm poate uneori pe copiii noștri. N-ați vrea să strigăm pentru vecini la Dumnezeu. Să strigăm pentru copii la Dumnezeu. Iisus Hristos când o striga, nu o striga neapărat pentru El, o striga și pentru noi în rugăciunile acelea. Dar am aici o subliniere pentru toți cei care strigați la rugăciune, să nu uitați să faceți roșii de lacrimi. I-am spus cuiva într-o biserică, la final, m-au delegat frații, au zis, mă, tu ești musafir, dacă spui mai simplu, că tu pleci și nu, știți?
Și m-am dus și am vorbit cu omul acela, au zis, tot timpul strigă la rugăciune, dar e numai așa, e fără lacrimi, știți? I-am zis, să știi că atunci când vine harul, și noi îl simțim. Doamne, lasă harul tău peste noi toți astea. Iubiții mei, ce îmi place foarte mult la Bartimeu, nu a strigat după bani. Nu a strigat după cineva care, dacă poți să rog, aici boxa, monitorul din stânga, un pic mai încet, pentru că face gălăgie. Mulțumesc tare mult. Nu a strigat după un om, poate, care nu și-a respectat promisiunile electorale. Bartimeu nu a strigat după haine, după case, după mașini. Bartimeu s-a uitat la Iisus și a zis, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, ai milă de mine. Iubiții mei, nu poți să ceri milă până când nu te vezi un om, ca un om care are nevoie de milă. Știți? Îmi spunea cineva, domnul pastor, zilele trecute, soția mea mă bate la cap să mă botez. Dar eu nu văd nevoia să mă botez. Zic, nici să nu te botez. Să te rugi că te boteze. Că dacă te botez, numai te bagi în apă și dacă bagi în apă un mincinos în H2, eu scot un mincinos ud. Înțelegeți ce spun? Dacă bagi în apă un om care bârfește și îl scoți din apă, e un bârfitor ud. Nu e un nebârfitor. Știți? Dacă faci ceva de capul cuiva sau de câteva de cineva la cap. Uitați-vă, Bartimeu s-a uitat la mira lui Iisus Hristos și a cerut-o în dreptul lui pentru că și-a văzut starea în care se află. Te rog astăzi un lucru. N-ai vrea să te uiți la starea ta. De multe ori ne uităm în jur. Știm tot ce face unul și altul. Dar de multe ori nu ne vedem păcatele noastre. Iubiții mei, toată viața Iisus Hristos a împărțit milă. A împărțit milă. Și spune Biblia că i s-a făcut milă de gloate, i s-a făcut milă când a văzut văduva din Nain care își ducea fiul la cimitir, i s-a făcut milă la mormântul lui Lazar. Am o veste bună astăzi. Dacă îți vezi păcatele, îți vezi problemele, falimentele și te uiți la Iisus, Iisus mai are milă și pentru tine. Doamne, împarte-ne la toți astăzi. Milă înseamnă să primești ceea ce nu meriți. Har, îndurare, iertare. Când îți dă șeful salariul, nu îi spui, șeful, fie-ți milă de mine, pentru că aia nu-i milă. Tu ai lucrat pentru banii aceia și îi meriți. Când te uiți la Iisus, îi spui, Doamne, ai milă de mine. Mai vreau să subliniez ceva, mila se cere pe pământ, nu dincolo. Atunci când ne naștem, noi intrăm în trei dimensiuni, timp, materie și spațiu, fapte 17. Când ieșim din timp, materie și spațiu, nu se mai face nimic. Se închide dosarul și cum îți aștergi, așa doar. Uitați-vă în Luca 16:24, un om din Iad se uită în sus și zice, Părinte Avraame, fieți milă. Fieți milă de mine. Acum, noastră știți, vine primăvara, punem și noi în solar ceva, una alta sau în grădină. Dacă ai pus roșii în aprilie, spre mai, în august o să ai roșii. Dacă n-ai pus, nu o să ai. Știți? Dacă ai pus milă, în timpul vieții, o să ai milă, dacă ai cerut milă. Mila se cere de aici, nu din iad, iubiții mei. S-a uitat Lazar și a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă. Eu am fost un egoist pur sânge. Cu certificat. Eu n-am lăsat pe nimeni să mânce la masa mea. Fie-ți milă, zice acum de mine. Și Avraame îi spune, nu, Galaten 6:7 spune altceva. Ce seamănă omul? Aceea va se cere. Avram îi refuză mila și omul ăsta mai are o cerință. Luca 16:27. El spune așa, am fost 6 frați acasă. Bun, Avram, înțeleg că mie nu vrei să-mi dai mila. Ok, bun, mă las aici, am flăcările iadului. Dar mai am o cerință, Avraame. Și vă rog să fiți atenți care era cerința și care e cerința oricărui om care moare nemântuit. Nu vă cunosc pe cei mai mulți. Nu știu dacă ați avut pe cineva care a plecat din viața asta cu păcatele neiertate, nemântuit. Ce pot să vă spun este că oricine a plecat din familia voastră cu păcatele neiertate și nemântuit, are o singură dorință pentru voi. Rogu-te, dar, Părinte Avraam, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le, versetul 28, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin.
Răspunde Avram, nu trimitem pe nimeni, iau Biblia, versetul 29, pune-te rog versetul 30. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor? Știți că toți oamenii care au plecat dincolo nemântuiți și simt deja groaza iadului, își doresc un singur lucru pentru voi și pentru noi, știți care? Să mai luăm un pachet de grese și faianță. Să mai facem un etaj la casă. Nu. Pocăință. Acum noi în România avem o mare problemă că pocăință zice, vă zice, pocăința e o sectă. Hai să vă spun, pocăința nu e o sectă, pocăința e o poruncă. Nu e o sectă. Am citit din Biblia ortodoxă în 1 ianuarie 2024 în biserica noastră. Apoi am citit din aia catolică și apoi am citit tot din Cornilescu, că și el a fost preot, dar a tradus mai pe limbajul omului Biblia. Și în toate trei Biblia am găsit că oamenii, că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Ei bine, a striga după milă înseamnă a-ți vedea starea în care ești, păcatele pe care le-ai făcut, mizeria în care ai trăit și a spune, Doamne, dă-mi iertare, dă-mi milă. Doamne, lucrează astăzi. 2. Ce să mai faci când treci Iisus pe strada vieții tale? În al doilea rând, iubiții mei, mai trebuie să facem un lucru. Să nu ascultăm glasul mulțimii. Marcu 10, dacă poți să afișezi, te rog, Marcu 10 cu versetul 48. Cum a început să strige, cum a început să urle, spune Biblia aici, mulți îl certau să nu plecați, să vă întoarceți înapoi, vă așteptăm cu drag. Mulți îl certau să tacă. Să tacă, mai sunteți aici? Dar el și mai tare striga. Iubiții mei, se întâmplă ceva ciudat aici. În momentul când un orb a zis, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! O grămadă a fost deranjați. Știți de ce a fost deranjați? Că au zis, mă, oameni buni, noi vedem și n-am strigat după el, Iisuse, fiul lui David. Și ăsta nu vede. Și nu ia înainte. Și acum mulțimea avea două opțiuni. Să se unească cu Bartimeu și să strige și ei, Iisuse, fiul lui David, și de mine să ai milă! Sau să-i zică la asta, taci din gură, mă. Taci. Nu știu, vă deranjează când cineva vă spune taci. Am fost plecat cu soția 6 zile în Belgia la slujire, am scos-o un pic să ieșim împreună, că urmează să nască în iunie și un an nu mai iese cu Lufthansa, nici cu Wizz Air, ci cu bebeluș o să fie numai. Și aseară am venit acasă. Am ajuns acasă și l-am luat pe ăla mic în brațe. Tot a fost bine până i-am spus ceva micuț, micuț l-am corectat. Un an și 2 luni, un an și 3 luni. S-a uitat la mine. Aci! N-o pus tău, dar îl puneți voi. La 16 ani îl pune și tău. Așa parcă m-am simțit de rău, vă spun sincer. Nu ne convine când ne spune cineva să tăcem, știți? Nu ne convine. Gândiți-vă la Bartimeu. Un orb are nevoie de intervenție atât medicală cât și spirituală. Și cineva din mulțime, dar nu unul sau doi, zice că mulți, o zis, taci. Hai să vă spun ceva. Cu cei prezenți în seara asta aici, când veți pleca acasă și o să spuneți, m-am dus la pocăiți, o să vi se spună, aci! Lasă-mă și cu pocăiță! Să vă pregătiți. Și o să vă spun acum ceva frumos. Dacă Bartimeu asculta de ceea ce le spunea mulțimea, rămânea mai departe cum a fost. Dacă veți asculta de ceea ce vă spune unul sau altul, veți rămâne mai departe cum sunteți. Ori Iisus în seara asta vrea să ne schimbe pe toți. Doamne, lucrează Tu! Iubiții mei, vă spun ceva din căsătoria mea și a soției mele, un sfat gratuit, ca să nu pierdeți 13 ani și voi din viață, cum am pierdut eu. Întotdeauna am crezut că atunci când cineva mă bajocorește pe mine sau soția, că umblăm cu Dumnezeu, că umblăm modest, că slujim pe Dumnezeu, că primim copiii, de exemplu, ca o binecuvântare, când alții plimbă câini și pisici. Am crezut întotdeauna că oamenii au ceva cu noi. Până într-o zi când mi-am dat seama că oamenii au ceva cu ei, nu cu noi. Dacă o să înțelegeți lucrul ăsta din predică, nu o să mai aveți treabă și o să zâmbiți de astăzi oricărui vă bârfește și vă bajocorește. Am o întrebare. Cain a avut ceva cu Abel sau cu el? Cu el, nu cu Abel.
Păi Cain a dus o jertfă și a văzut că jertfa lui nu-i primită. Abel a dus și el o jertfă și a văzut Cain că jertfa lui Abel e primită. Pentru că Biblia spune în Geneza că Dumnezeu, înainte să se uite la 1000 de euro care îi dai la un orfelinat sau la 50 de sandvișuri care le dai la un azil, Dumnezeu se uită mai întâi la tine și apoi la jertfa ta. Că dacă pruncul meu mă înjură și apoi îmi trimite din Manigrem 100 de euro din Franța, prefer să nu-mi trimită nimic pe Manigrem, numai să nu mă mai înjure și mă asculte. Dumnezeu, și aici greșesc foarte mulți români, zic, Doamne pastor, chiar dacă mai mint, mai fur, mai fac prostii, dar mai și dau unde trebuie, știți? Păi dacă puteai tu prin ce dai să-ți rezolvi problema, nu mai venea Iisus. Mulțimea, iubiții mei, oamenii din jur n-au ceva cu voi, oamenii din jur au ceva cu ei. Am fost cu soția la primărie când a venit al treilea copil în casa noastră și am completat actele pentru alocație. Nu e așa mare alocația, dar e ceva, e un ban care ți intră în casă pe mere. Și a început aia să se uite la soția mea și a zis, al treilea, ca și cum sunteți nebuni. M-am iritat și eu, s-a iritat și soția, dar atunci am spus clar, merg tu singur la primărie, nu mă mai duc. Iubiții mei, am tăcut din gură, n-am spus nimica, dar mi-am dat seama un lucru mai târziu. Femeia aia n-avea nimica cu soția mea. Femeia aia avea ceva cu ea. Copiii nenăscuți din ea strigau în conștiința ei și ea, în loc să audă strigătul acela, a făcut ca și Cain. Hai să mai omor pe cineva, că Biblia spune că poți să omor cu vorba. Oamenii din jur, atunci când se pocăiește cineva, când se hotărăște, gata, doar cu soția mea de astăzi o să rămân. Nu mă mai uit după nimeni. Vreau să nu mai dau bani la Bergambil, la Marlboro, vreau să duc bani în casă. Ascultați-mă, dacă veți face asta, o să deranjați pe mulți și mulți o să urle pe voi. Dar vă dau o veste bună. Când alții urlă pe voi, voi să nu țineți cont de ce spun oamenii și de ce spune Iisus. Știți de ce? Că la finalul vieții, Iisus va avea ultimul cuvânt și nu omul. Dar ascultați ce mult îmi place de Bartimeu. Mulți îl certau, Marcu 10 cu 48. Mulți îl certau să tacă, dar el... La cei la care o să vă spună vecinii, neamurile, socrii, finii, nașii, ați fost la pocăiți? Să le spuneți, da, și mă duc și mâine seara. Amin. Vă garantez că nu mai aveți treabă cu ei. Am pățit în România ceva, un frate o pățit, nu eu, a venit un sărac la el la poartă și acum s-a întâlnit un sărac cu un sărac. Și săracul nostru din casă, ăsta cerea de la poartă ceva, a luat un cuțit, o măr, s-a slănit, n-avea și el în tată cămară. Și-a pus acolo cuțitul jos, aproape, să taie așa o feliuță micuță. Și-a auzit o voce. Prea mult vrei să-i dai. Așa e că a fost vocea Domnului. Niciodată Iisus nu o să spună prea mult când vrei să faci un bine. Numai diavolul o să spună. Că diavolul știe că atunci când faci un bine, cel care a primit binele tău, îl laudă pe Dumnezeu. Și diavolul nu dorește ca cineva să laude pe Dumnezeu. Și auzi ce a făcut omul nostru. O zis către diavolul, e prea mult, nu las că-i dau jumătate și o muta cu țâțul mai sus. A doua oară nu mai auzi nimic. Ați înțeles ce spun astăzi? Întotdeauna când diavolul spune, mă, prea mult citești pe Biblie. O venit Ianis, băiatul meu bucuros, astăzi în vacanță. Și o zis, tati, am citit 37 de capitole în Biblie astăzi. Și nu l-am pus eu. Așa o decizie. M-am zis, mama, mă bucur, zic, foarte frumos. Când diavolul o să vă spună prea mult să citești un capitol pe zi, spui 3 de astăzi, 3, îți garantez că a doua zi pleacă de la tine. Vrei să pui 50 de lei la colectă și auzi o voce? Prea mult, las că pun 100. A doua oară nu mai spune, că știi că mă rezuma. N-ar rău să mai stai să mai insiști, nu? Pentru aia spune Biblia că împotriviți-vă diavolului și el... Ori te împotrivești, ori îl asculți. Că mulți îl ascultă pe diavolul. Diavolul spune, vezi că plouă afară, nu te duci la biserică. Nu mă duc, zice. O să vezi că și când e soare, spune duminică, să te duci. O să vezi, că l-ai ascultat. Eu vreau să ascult pe Domnul, nu pe diavolul. Doamne, ajută-ne la asta. O zis Bartimeu, da, e tare? Auziți? Și a început să strige și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine. 3. Ce să faci când treci Iisus pe strada vieții tale? Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te că și te cheamă.
Și ascultați ce mai trebuie să facem când se oprește Iisus pe strada vieții noastre, când trece El pe lângă noi. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Acum mai vreau să vă pun o întrebare. Nu vi se pare normal la un om orb? Nu-l chem tu, ci merg la el dacă îți pasă de el. Adică nu-i spui, hai până aici să te vezi cum caz, să te vezi cum te împiedici. De ce Iisus nu merge la orbul acela care poate era acolo undeva izolat? De ce îi spune, chemați-l aici? Și de ce? Pentru că atunci când Iisus te strigă și mă strigă, noi trebuie să plecăm de la locul la care am stat o viață întreagă. Foarte mulți sunt în discotecă, în cluburi de noapte și au impresia că în momentul când dau pe un buton acolo o să apară un preot sau un pastor care o să predice Evanghelia. Nu, Iisus nu merge acolo. Iisus e prezent aici. Și eu am venit astăzi să fac ce a zis Iisus. Chemați-i! Chemați! Și voi ați făcut. Hai să-i chemăm pe toți. De ce? Că-i mari brațele Domnului Iisus. Bun, dar ce simbolizează că orbul și-a aruncat haina? Cine i-a spus la orb că nu poți să vii cu haina aia veche? Iubiții mei, Biblia ne vorbește foarte mult prin simboluri. Înseamnă că atunci când vin la Iisus, nu vin ca și cei mai mulți români. Mă spovedesc și de mâine încep de nou. Nu. Vin la Iisus și spun, Doamne, de astăzi vreau să las trecutul meu, viața mea, viciile mele și să încep o viață? Nu. No. Iubiții mei, haideți să citim Galateni 5:19. Că am văzut între români o vorbă. Auzi, n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui, până urmare sigur mă duc și eu în rai, nu? A, deci numai două păcate sunt. Hai să vedem dacă sunt numai două. Și păcatele sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, relația cu oricine în afară de soțul sau soția ta, curvia, concubinajul, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Mai departe, pismele, adică invidiile. Să știți că unul din cele mai frecvente păcate pe care le-am văzut în România sunt invidiile. Am văzut oameni, nu s-au putut bucura să aibă un Paște fericit, că a venit vecinul lui din Italia și a venit cu X7 și el tot cu Loganul a fost. I-a stricat sărbătoarea. Gata a fost. Nu mă, zice, bă, să nu cumva să aibă mai mult ca mine. Iubiții mei, fac o paranteză astăzi. Dacă are mai mult sau mai puțin, nu contează, că valoarea nu stă în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Și tu, dacă ai cerul și ai mântuirea și iertarea de păcate, cum s-a spus, ești cel mai bogat om de pe pământ. Pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările. Dar, domnii pastori, unde scrie mile de tatuaje, de fumat, de poker pe bani? Unde scrie de jocuri de noroc? Unde scrie de droguri? Că n-am găsit. Auziți unde scrie. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și acum să fiți foarte atenți. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce au făcut aceste lucruri. Așa scrie. Iubiții mei, vă dau o veste bună la toți cei prezenți. Toți de aici am făcut cel puțin una din astea. Cel puțin. Doar că unii au făcut și alții încă fac. Aia care am făcut, ne-am întâlnit cu Domnul, i-am cerut iertare și ne-am lăsat de lucrurile astea și am început o viață nouă. Iar Pavel spune, pentru cei care încă ascultă o predică, o cuvântare, o cântare și încă fac aceste lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acum vor spune unii, mă, eu nu fac niciunul aici, eu nu mă mai mint în când în când. Dar am văzut că minciuna nu-i prins aici. Apocalipsa 21:8, te rog frumos. Că nu scăpăm niciunul, iubiții mei. Apocalipsa 21:8. Dar cât despre... Auzi, eu nu mă pocăiesc, că nu pot să țin pocăința. Am o veste bună, nu tu ții pocăința, pocăința te ține pe tine. Necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și... ăia care au mințit în scopuri caritabile, îs scutiți. Nu. Și toți... M-a întrebat cineva, frate Cristi, acum hai fie vorba între noi, acum uite, nu te filmăm, nu te aude nimeni, mă, acum între noi fie vorba, în 14 ani de căsătorie. Acum, uite, nu spun la nimeni, eu zis. Să știți că atunci când spune ceva, nu spun la nimeni, să știi că primul imi pleacă și spune la toți. Zice, chiar nu ți-ai mințit nevasta niciodată, acum sincer, zice. Și am zis, nu.
Din trei motive. Unu, sunt pastor, doi, sunt pocăit și trei, întrebă 14 ani să mă creadă de nou. Că Nicolae Iorga a zis că încrederea nu se poate pierde decât o dată, că a doua oară nu mai e. Auziți continuarea. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Adică locul ăla de unde e bogat a zis, Avrame, ai milă. Am o veste bună. Toți care ne recunoaștem, care ne cerem iertare și ne pocăim, ce înseamnă să te pocăiești? Să te lași de trecutul tău, să schimbi viața și să-L iubești pe Iisus, vom fi iertați pentru tot ce am făcut până în seara asta. Și vă spun că un om iertat merge acasă bucuros. Am o întrebare pentru voi, nu ce religie aveți. Ești la locul unde te vrea Iisus? Chemați-L pe Bartimeu. Haideți, Bartimeu, hai aici lângă mine. Ai plecat de la locul acela unde ai stat toată viața în păcat? Sau hai să pun o întrebare pentru cei care spun, da, m-am pocăit de ani de zile. Am o altă întrebare. Ești la locul unde Iisus te poate folosi? Ești la locul ăla în biserică unde te vrea Iisus? Eram într-o familie, am mers la masă după ce s-a terminat slujba și m-am pus undeva lângă sobă. Eram cu cămașa udă, n-aveam o cămașă de schimb și în timp ce stăteam acolo, gazda pregătea masa și a venit la mine soțul gazdei și a zis, Frate Cristi, te-ai pus pe un loc sfânt. M-am uitat așa un pic ciudat, oare covorul mai special, e ceva scaun din Ierusalim, de ce îmi spui că ăsta e sfânt locul? Aici lângă sobă. Și el o continuat și a spus, când eram de 16-17 ani, un rebel, un fiu neascultător, 10-11 seara eu ieșeam din casă, plecam, unde pleacă toată lumea? La distracție, cum să spun. Și maică mea, o femeie a lui Dumnezeu, o pocăită exemplară, la 16-17 ani, ce să mai spui, că n-ai ce să mai spui. Îmi spuneam numai atâta, când o să vii, o să mă găsești tot aici pe genunchi. Acum când pleci, eu mă pun pe genunchi aici lângă sobă. Când vii, și frate Cristi, unii ori venea la 4 dimineața. O găseam acolo, lângă sobă, pe genunchi. Când eu intram în casă și mă vedea, atunci spunea amin și merea la culcare. Vreau să spun, frate Cristi, că stai pe un loc sfânt. Pentru că ăsta e locul unde mama mea a luptat cu Dumnezeu în rugăciune. Și în urma rugăciunilor ei, m-am pocăit. Nu m-am pocăit când trebuia, m-am pocăit după plecarea ei. Dar știți ce vreau să vă spun? Când arunci pământ de la cimitir, peste un om care a murit, poți să acoperi carnea lui, dar nu poți să acoperi rugăciunile lui. Alea rămân. De aceea vă încurajez astăzi, continuați să vă rugați. Nu știu pentru cine vă rugați, dar continuați să vă rugați, pentru că avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. 4. Ce să mai faci când treci Iisus pe strada vieții tale? Să-ți recunoști starea. Iar ceva foarte ciudat aici, Marcu 10:51, orbul vine la Iisus și Iisus Hristos se uită la el, ce vrei să-ți... Doamne, dați bani joc de omul ăsta, dar tu nu vezi că nu vede. Cum adică ce vrei să-ți fac? Iubiții mei, poate părea interesant că Iisus a pus întrebarea asta, dar să știți că Iisus Hristos întotdeauna a vrut să vadă nevoia omului și prioritățile omului. Vine cineva la Iisus în Luca 12 și spune, Doamne, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Ce ne-a rămas de la părinți? Nu vreau să mă vindești, nu vreau botez, nu vreau iertare de păcate, vreau să vii să fii topograf pentru noi. Notar am, dar întrebă topograf, zice. Să măsori pământul, să-i spui la fratele meu, aci rămâne gardul că a spus Iisus și gata. Am o întrebare, o mers Iisus? Nu. Pentru că, iubiții mei, Iisus nu a venit să ne împartă pământul, a venit să ne împartă cerul. Cerul. Iisus Hristos pe mulți i-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Vrei să te faci sănătos? Că a fost care a venit la Iisus numai pentru stomac. O zis o femeie din județul Arad, din orașul Peșca, eu aș veni la voi la pocăiți dacă mi-ați dat măcar o casă. Auzi, măcar o casă. De parcă noi avem aici agenție imobiliară să împărțim casă. Iubiții mei, n-avem casă să vă dăm, ascultați-mă. Dar în cer, Iisus Hristos a spus, merg să vă pregătesc un loc.
ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. O să vă vine să zâmbiți de omul ăsta. Dacă aș face un sondaj când aș ieși de aici, vă garantez că mulți, mulți ar fi ca și ăla din Luca 12. Îmi spunea alaltăieri un băiat pe Instagram, m-a plecat nevastă. Și zic, ce vrei de la Iisus? Și eu am crezut că el spune iertare, să mă pocăiesc, să mă duc înapoi, atât vreau. Mă, dar nu vrei să te pocăiești. Nu, zice, nu vreau să mă duc înapoi. Vedeți, foarte mulți l-ar folosi pe Iisus Hristos numai să-și rezolve ori o problemă familială, ori o problemă socială, ori o problemă politică. O mamă cu 7 copii din România, când copiii erau mici, sărăcie cruntă, s-a rugat toată viața așa, Doamne, vreau toți pruncii mei să aibă bani. Toți au bani, astăzi nici unul e pocăit. Dar toți au bani. De ce? Că asta au vrut, nu? Asta au vrut. Tu ce vrei de la Iisus în seara asta? Bartimeu, tu ce vrei? Și Bartimeu s-o zis către Iisus, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Și acum cei mai mulți din seară vor spune, Domnul Cristi, până aici a fost predica bună, dar aici nu se mai nimerește că nu-i niciun orb între noi. Am înțeles aia cu mila, aia cu striga după Iisus, dar aici nu se nimerește, zice. Hai să vă spun ceva, avem mulți orbi între noi. Că adevărații orbi nu se ia care nu văd soarele, adevărații orbi se ia care nu văd bunătatea lui Dumnezeu. Pune-te rog Roman 2 cu 4, pentru că spune Apostolul Pavel ceva aici, foarte frumos. Disprețuiești tu? Cineva m-a oprit într-o zi și a zis, Domnule, zice, eu îți demonstrez că Dumnezeu nu există. Zic, te rog, cum vrei să faci? Păi zice, îl înjur și nu mă trăznește. Cum? Păi zice, îl înjur și nu mă trăznește. Și zic, înainte să înjur, dă-mi voie să deschid la Roman 2 cu 4 să vezi de ce nu te trăznește. Nu că nu există, ci că îi bogat în bunătate. De 30, 40, 60 de ani, spune inimii tale să bată de 115.000 de ori pe zi. Deși tu poate nu l-ai ascultat, nu te-ai rugat în fiecare zi, nu i-ai mulțumit. E bun Domnul sau nu? 22.000 de respirații ne oferă Dumnezeu cadou în fiecare zi. Nu mă credeți și spuneți, a, păi ce e aia să respiri? Mergeți la spital și vedeți pe unul care are mască de oxigen. Să vedeți că dintr-o dată a respira e o bogăție. De ce nu mă trăzește Dumnezeu? Că nu există, nu. Pentru că e bogat în îngăduință și în răbdare. Și veți găsi în Biblie mai multe expresii, că Dumnezeu e răbdător, că e îndelung răbdător, nu veți găsi niciunde, că are nesfârșită răbdare. Nu. Și acum Pavel spune așa, nu vă împart între penticostal, catolici, atei, ortodoxi, baptiști, nu. O zis Pavel, eu vă împart în două. Nu vedeți că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, nu la o sectă, la o stare a inimii. Adică spune Pavel așa, luați exemplul lui Bartimeu și spuneți, Doamne, văd bunătatea ta și pentru că o văd, vreau să mă pocăiesc. Și cei care nu o văd, mă rămân mai departe cum au fost până atunci. Am crezut și eu ani de zile că adevărații orbe sunt ei care nu văd norii, nu văd casele, nu văd tractoarele, nu văd mașinile. Avem o soră oarbă în biserica noastră, acum câțiva ani a venit soțul ei, eu mergeam la adunare, nu era program, dar el m-a așteptat pe scări și a zis, frate Cristi, soția mea a pregătit niște cutii cu tăieței pentru soția dumitale, că s-o gândi cu o mamă la 7 copii, la 6 copii aveam atunci, nu are timp să stea ore între să facă tăieței. Iubiții mei, am bani să-mi iau și un tir de tăieței dacă trebuie. Dar am luat alea două cutii și am plecat plângând la mașină. Știți de ce? Cu o femeie care nu vede fizic, o văzut nevoia unei familii. Cum vă explicați asta? Înseamnă că problema adevărată nu e aici, ci aici. Am o întrebare, un băiat care spune, tati, ți-am găsit loc la azil. Ai 84 de ani, văd că nu mai mor și eu stau cu notarul să împărțim casa. Vede sau nu vede? Nu vede. Că dacă ar fi văzut, ar fi avut recunoștință, bunătate. Nu? Toată viața mama ți-a stat în prag. Ai mers la facultate, apoi te-ai căsătorit și au zis, mama, stai să nu plecați, zice, că mai am un borcan de zacuscă să-ți dau.
Tot timpul o mamă, așa e o mamă, să dea, să ofere. Și când se apropie de bătrânețe, n-ați văzut, o mamă crește 10 prunci. 10 prunci n-au timp de o mamă. Mi-au sunat doi din Austria, doi frați, la miros de cer. Și au zis, fraților, zice, avem acasă un tată care e bătrân, n-are ce trebuie să trăiască. O zis, dacă puteți să-l vizitați, zice, că noi suntem prinși aici, cu Austria, cu euroi. Deci să mergem noi să vizităm pe taică-tă. Dar voi ce faceți, mă? Iubiții mei, n-ați vrea astăzi Dumnezeu să ne vindece pe toți de orbirea spirituală? Și în ultimul rând, ce să mai faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Marcu 10:52. Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum de la Iisus. Vedeți ce diferență? Un cuvânt face diferență. A mers pe drum după Iisus. Aici e frumusețea. Cei mai mulți oameni care au venit la Iisus au plecat cu problema rezolvată, dar n-au mai plecat după Iisus. N-au mai plecat după Iisus. Iubiții mei, Bartimeu era față în față cu Iisus. Dintr-o dată au deschis ochii, au văzut în stânga, în dreapta, case, oameni, i-au văzut și pe aia care au zis tași din gură, nu i-au băgat în seamă. Au văzut soarele, au văzut palmierii și l-au văzut pe Iisus. Și uitându-se la Iisus, Iisus i-a spus așa, nu te condamn, Bartimeu, dacă pleci. Ai stat o viață întreagă pe marginea drumului, ai depins de oameni, ai depins de restul celor rămas la oameni la cumpărături, ăla ți-l-a dat și ăla ți-l-a aruncat pe așa, cu sâlă. Bartimeu, dacă pleci să-ți faci o casă, să te îmbraci bine, dacă nu mai vrei să vii cu mine, nu te condamn, că nu ești primul care face asta. Că 5.000 de oameni ori mâncat și ori plecat după aceea. Că sunt mulți care vin așa și apoi nu mai vin. Bartimeu, du-te! Și Bartimeu a deschis ochii, s-a uitat la Iisus și a zis, Doamne, nu vreau să mă duc niciunde. Eu vreau să mă duc după tine. De ce? Că trei ani dors, după 17 ani de închisoare, spune că și mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Vă imaginați ce ar fi ca toată sala asta de mâine să merem la azile, la orfelinate, la spitale, la văduve, la orfani, la sărași, la familii cu mulți copii, la bătrâni? Ar fi, vă spun ce ar fi, revoluție în țară. În sensul bun al cuvântului. Că oamenii nu-s marcați de predicile noastre, ci-s marcați că mergem după Iisus. Dar unde e Iisus? Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Acolo e Iisus. Și Bartimeu a zis, Doamne, mi-ai schimbat mie viața, vreau să mă duc cu tine să schimbăm și viețile altora. Și ce n-are Dumnezeu? Gură de carne, gură ca așa noastră. De aceea, după ce Dumnezeu te schimbă pe tine și mă schimbă pe mine, vrea să se folosească de noi printr-o cântare, printr-o sandwich, printr-o predică, printr-un short, printr-un reel, să schimbe și viața altora. Ai vrea asta? Știți de ce pleacă mulți, iubiții mei, după ce le este rezolvată problema și nu mai rămân lângă Domnul? Știți de ce? Că bunătatea nu lasă cicatrici, de aia să uită repede. Vă spuneam de copilul meu pe care l-am acasă. De aproape un an de zile, și eu și soția dormim pe rând cu el. Când ziua acasă dorm eu cu el, mă scoală pe 10-15 ori pe noapte. Când e soția și eu, îți pleca doar mea cu el. E un băiat foarte pretențios. Are sticla de lapte făcută, e lângă el, la două noaptea urlă să-i dai sticlă. Nu se întinde până acolo să o ia. Și mă scol și nu vă spun a doua zi cum îs, că așa cum era să dorm la volan de vreo 3 ori. Și te scol și o duci și 10-15 ori pe noapte. Și a doua zi spui un cuvânt și spune taci. Și de ce? Că bunătatea nu lasă cicatrici. Dacă ar fi Pampers din ăla care să lase urme, eu aș cumpăra și 1000 de euro să fie. Eu cumpăr unul odată, dar apoi știu că o lăsat urme. Și la 16 ani când comentează, iar vezi că ți-a rămas urma de când i-am schimbat. Dar nu este Pampers din ăla. Dacă ar fi sticlă din aia, știți, cu lapte praf care să lase aici o urmă, să-i arăți la 18 ani când spune babacule. Să-i arăți să se uite în oglindă. Că cineva s-a sacrificat.
Dar pentru că bunătatea nu lasă cicatrici, ea se uită repede. Și oamenii se spală pe mâini și pleacă. Și-o zis Ana Frank, omorâtă de naziști la 14 ani în Auschwitz, o zis, oamenii duc mai multe flori la mormântare decât în timpul vieții, că întotdeauna regretul e mai puternic decât recunoștința. N-ați vrea în seara asta la Petroșani recunoștința să fie mai puternică decât regretul. Să mă uit la Iisus și să văd ce mi-a făcut. Și să spun, Doamne, mâine seara o să fiu tot aici. Și duminica aici, și cealaltă duminică când avem cina, o să fiu la masă, Doamne, și eu. Nu o să fiu ca și ăla care alo pompierii și după ce au plecat nu mai are treabă 10 ani cu ei. Așa fac mulți cu Dumnezeu. Doamne, vino, zice, că am o problemă, rezolvă-mă. Eu aș vrea nu doar să rezolve Iisus problema, eu vreau să rămân lângă El. A fost un cutremur și sigur știți de el. În februarie anul ăsta s-a împlinit un an. Când peste 50.000 de turci și sirieni au rămas morți, îngropați acolo, și câteva milioane de oameni au rămas sub cerul liber. Un bărbat care lucra ca și voluntar, la 17 ore după cutremur, când dă niște molozi la o parte, sub o placă de beton înclinată la 35-40 de grade, găsește doi copilași, o fată și un băiat. Fata, 8-9 ani, băiatul undeva la 6 ani, 5-6 ani. Se sperie și el, se sperie și copiii, după 17 ore se găsește pe cineva în viață, cât de tare ai fi pe smurt sau pe orice altceva, te sperie. Și ca să nu facă fata un șoc, să o ducă cu gândul în altă parte, salvatorul o întreabă așa: îți plac jucăriile? Eu pus întrebarea asta ca să câștige timp și în timpul ăsta au făcut semn la ceilalți să vină aproape să ajute. Și fata foarte serioasă. După 17 ore de nemâncat, după 17 ore fără apă, după 17 ore în frig, după 17 ore fără lumină, cu mâna pusă deasupra fratelui ei, ca și cum ar fi vrut să-l apere, să-l protejeze, s-a uitat la salvatorul ei și a zis, Doamnule, dacă mă scos de aici, o să fiu sclava ta toată viața. M-am întrebat, de ce nu vorbi fata de Barbie, de Lego, de puzzle? Știți de ce? Că atunci când viața îți oferă doar dărâmături, jucăriile nu mai contează. Unii din cei prezenți aici ați ajuns sub dărâmături. Nu o să le enumăr aici, voi le știți. La unii o boală, la altul un partener care v-a plecat, la altcineva, altceva. De sub dărâmăturile acelea te întreabă un salvator cu S mare, pe nume Iisus Hristos. Îți mai plac jucăriile? Mai contează acum ce mașină ai, ce casă, ce bani, ce poșetă, ce haine? Aveam 14 ani când m-am uitat la salvatorul ăsta și am spus, Doamne, dacă mă scos de aici, o să fiu robul Tău toată viața. Și El s-a întins și m-a luat și m-a scos. Știți, a fi robul Lui e o cinste. Dar nu a fi robul la cimitir, că pe multe cruzi scrie că o fost robul Domnului, dar El a fost robul altor lucruri. Ci a fi rob, așa cum a zis Pavel în Romani 1:1, Pavel, rob și apostol. Vezi că Pavel nu spune angajat și apostol. Că angajatul lucrează de la 6 dimineața, 7 până pe la 4. Robul 24 din 24. O zis Eli către Samuel, Samuele, când o să auzi încă o dată vocea aceea, să spui, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Atunci când umbli cu Iisus, și pentru asta am insistat la punctul 5, că mulți sunt vindecați, mulți au făcut cruce în spital și au zis, Doamne, dacă mă scos de aici, am plecat. O să mă pocăiesc, o să mă botez. Mulți acolo pe Caldarâm, mulți acolo lângă o mașină făcută praf, au zis, Doamne, dacă îmi salvez pruncul, mă botez.
Și eu salvat Dumnezeu pruncul și numai, nu l-am mai văzut în veci. Ce puțini sunt oamenii care, ca și Bartimeu, Doamne, să nu îmi spui să mă duc, că nu plec niciunde. Eu vreau să rămân cu Tine. Dar cum pot să rămân cu Tine? Că voi aveți biserică numai duminica și joia. Știi cum pot să rămâi cu El? Iei cartea asta acasă și o citești în fiecare zi. M-a întrebat Salome, fata mea, a cincea din familie, o zis, tati, noi cum putem auzi vocea lui Dumnezeu? La 5 ani jumate, o fetiță care nu știe să citească încă, e interesată cum poate să audă vocea lui Dumnezeu. Și îi zici la un om de 40 de ani cum poate, știi ce spune? Dar n-am timp de ce. N-am timp de așa ceva. Așa-s povestea voastră. Mere acasă, te rog, nu cumva să faci bocezul, nu cumva să te pocăiești, până nu deschizi cartea asta. Mere acasă și citești-o și începe de la Evanghelia după Ioan, cea mai simplă carte, cea mai simplă Evanghelie. Și citești-o. Și o să vezi că în timp ce citești, autorul ei e prezent lângă tine. Nu scriitorul, că scriitorii au fost mulți. Peste 40 de scriitori. Autorul e unul singur, Dumnezeu. Și o să vezi că nu mai ai nevoie de pastor, nici de preot să intermedieze rugăciunea ta. Te pui acolo lângă pat jos și strigi la Dumnezeu. Și o să vezi cum vrei să pui din nou mâna pe țigară, pe băutură, vrei să intri din nou pe pornografie, vrei din nou să minți și cuvintele care le-ai citit în mintea ta vor spune: robul lui Iisus nu mai face asta. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai vorbit în seara asta. Aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare. De asemenea, aș vrea cu toții, în urma acestui mesaj, să facem o rugăciune în comun. Dacă în timpul rugăciunii este cineva care, într-un mod special, vrea să ne rugăm pentru el ca să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu și care încă nu a făcut legământul cu Domnul, poți să vii în fața aici, eu nu o să insist foarte mult, mă voi ruga pentru tine. Dar vreau într-un mod special, toată biserica să aibă această ocazie, să vorbească cu Bartimeu, cu Iisus Hristos. De ce am spus Bartimeu? Că m-am gândit exact acum că într-o zi, lângă Iisus în cer o să fie și Bartimeu. Și o să fie și Avram, și Isaac, și alții. Așteptăm ziua aceea. Dar până atunci, Iisus ne pregătește un loc în cer, iar aici ne pregătește pe noi pentru cer. Vreau să plecăm cu toții capul, să intrăm în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Amin. Ne rugăm.